Polițiștii bistrițeni din cadrul biroului arme explozibile și substanțe periculoase mai au timp berechet pentru a examina permisele posesorilor de armă de tip B, inclusiv atestatele de colecționar emise în anul 2005. Verificările vizând aceste aspecte au demarat încă de la mijlocul lunii trecute și se vor încheia abia pe 15 noiembrie. Lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud efectuează activități de viza permiselor de armă din această categorie și a atestatelor de colecționar. Deja s-au organizat o serie de întâlniri cu pistolarii din 10 de localități din zonă, prima convocare acestora având loc la Ocolul Silvic Năsăud, urmată de altele la sediul Ocolului Silvic Beclean și la Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. În Bistrița-Năsăud sunt înregistrate 679 de persoane ca deținătoare de arme neletale. Acțiunea de viza permiselor de armă se desfășoară la nivel național. Scopul este cel de a asigura un climat de legalitate, precum și de verificarea condițiilor care au stat la baza acordării autorizării persoanelor fizice să dețină, să poarte și să folosească arme letale și neletale supuse autorizării.